Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă emisiune Școala Gorjeană. De fapt, vacanța e pe ducă, ne îndreptăm spre un nou an școlar, în câteva săptămâni el va debuta. Avem plăcerea să fie alături de noi domnul profesor Petre Ciungu, recent retras din activitate, la sensul oficial, dar cu siguranță fără să părăsească învățământul pentru la care a trudit atâția ani și cu siguranță nu-l va părăsi niciun moment. Bun venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Se termină vacanța pentru dumneavoastră și ceilalți colegi ai mei și ale tuturor cadrelor didactice. Pentru mine e o vacanță deocamdată fără griji, fără gândul că se termină. E adevărat că e posibil să mai predau, dacă cei care dirigează învățământul gorjean țin cont că am lucrat 42 de ani, cum spuneam și înainte, și meseria de profesor poate a fost primul meu atu în activitatea didactică, în afară de cel de director de școală și, mă rog, ca director pot să spun că sunt mulțumit de ceea ce am realizat în această perioadă. Sper să fie și colegii mei, dar așa este pe lume. Unii sunt, te apreciază, alții mai puțin, dar nu mai contează acum. Contează ca toate trebuie să meargă bine și acolo unde am lucrat eu. Suntem într-o vară fierbinte. Am făcut, să spunem, această emisiune cu două obiective principale. Unul, de a vorbi de o viață de om la catedră, cariera dumneavoastră, și o să vorbim astăzi de multe, unele momente le-am mai invocat de-a lungul timpului la această emisiune, și în același timp să vorbim de 50 de ani de istoria învățământului gorjean, o jumătate de veac. De fapt, dumneavoastră cunoașteți chiar mai mult din acea, dar în activitate directă, ne-a spus tocmai că sunteți 42 de ani neîntrerupți la catedră. Cu ce să începem? Păi, cu restul de 8 ani, care au fost anii de început ca elev la liceu, la gimnaziu, la liceu, la facultate, și ceilalți de muncă continuă în învățământul nostru gorjean. Să începem cu faptul, sau să vorbim despre faptul că învățământul ca sistem cred că a fost și rămâne cel mai centralizat, după părerea mea, dintre sistemele și subsistemele întregi ale sistemului nostru social, pentru că majoritatea deciziilor încă se iau la minister și consultările cu restul lucrătorilor din învățământ sunt mai rare, sau, cum să spun mai exact, sunt mai puțin luate în seamă. Pentru că vedem că în fiecare, și am văzut, de fapt, vedem și acum, că de fiecare dată așteptăm ca să vedem ce zice Ministerul Învățământului, cum se organizează examenele, care mai sunt rutele în învățământ, mă rog, care sunt aspectele de așteptare a elevilor și ale profesorilor. Majoritatea, așa cum spuneam, le așteptăm, ca și acum, după cum văd la televizor, să vină de la minister prin pregătirea specialiștilor de acolo. Bine, de multe ori ministerul mai face și câte o una mai nefăcută și e criticat la televizor, gen manuale de spor și alte lucruri. Pe de altă parte, și chiar vreau să vă consult pe această, e acest proiect la care se lucrează și care probabil va deveni acum la sfârșitul lunii august operativ, în sensul că vom avea un alt model de evaluare la bacalaureat. Nu se schimbă examenul, ci modul de evaluare, în sensul că vom scana toate lucrările și ele vor fi corectate în diverse locuri din țară, fără să mai plece. Cum vedeți acest lucru și gândiți-vă și la infrastructura de o avem, că am impresia că nimeni nu se gândește la acest lucru la acest moment. Deci, primul lucru la care mă duce gândul este ca să ai resursa umană într-un centru de examen care să aibă puterea și aparatura pe lângă puterea de a scana acest număr destul de mare de lucrări la bacalaureat, și apoi, nu știu, cei care vor evalua aceste lucrări trebuie să știe cât de cât să meargă cu calculatorul, să-l folosească corect, să aprecieze corect aceste lucrări. Poate că n-ar fi un lucru rău, și așa era o mare problemă cu transportul lucrărilor, deși, după părerea mea, care am fost la atâtea examene în învățământul nostru,
cea mai grea problemă, nerezolvată altfel, este cea cu asistența la examenul de bacalaureat. Acolo se mobilizează un număr foarte mare de cadre didactice, se deplasează în toate colțurile județului la liceele unde se susține examenul de bacalaureat și cred că implică mult mai mult cheltuieli decât cele care privesc evaluarea lucrărilor. Acum, dacă îmi permiteți să vă spun că un sistem, nu modern, dar un sistem de evaluare în care să nu fie implicat niciun factor stresant asupra evaluatorilor, eu l-am întâlnit când am predat în Maroc, nu erau calculatoare atunci, dar era altfel, nu știu cum făceau ei, încă lucrările se duceau la județ, se amestecau, se trimiteau, dar aveau niște coduri, deci absolut nicio legătură nu aveai cu numele candidatului sau cu semne care ar putea să le facă sau cu alte incidente și veneau în școală și în școală, în toate școlile, nu veneau chiar aceleași lucrări, sigur. Dar erau atât de bine, și vorba aia, sunt ani buni de atunci, foarte bine securizate, în sensul că corectai în sălile de clasă fără să ai camere de luat vederi, să te supravegheze. Puteai să te duci afară să te recreezi, să era și căldură acolo. Deci nu aveau, ideea este foarte bună, era bună, după mine a fost cea mai bună. Mi-aduc aminte că la vremea respectivă am și scris un articol la Tribuna Învățământului dând exemplu cum erau securizate lucrările și se lucra fără nicio problemă. Nu știu dacă cineva avea vreo idee de a intercepta ceva din desfășurarea examenului, era imposibil. Deci și aici, mă rog, lucru care ministrul învățământului vrea să le evite e transportul lucrărilor în alte județe, pentru că era și acolo o greutate destul de mare, atenția transportatorilor pentru... Da, și trebuie să țină cont județele să fie cât de cât similare în sensul ca număr de... Sigur, că să aibă ca număr de... Da, așa, să aibă evaluatori suficienți, da, aibă, pentru... Da. Deci pentru și e o problemă. Problema este că pe calculator... Acum trebuie la unii ochelari mai buni, pentru că oricum este o perioadă tot așa de lungă de evaluat, că nu poți să mergi chiar mai repede, mergeai cu pixul urmărind rezolvarea problemelor, decât cu mouse-ul. Dar vă spun, încă o dată, nu comentez această idee, vom vedea cum este, cum rezultă, dar problema cea mai grea este cu supraveghetorii, consider eu. Știu și de când eram director la școală că e foarte greu, îi mobilizam sau îi găseam pe mulți disponibili sau să dorească să meargă la asistență, la supraveghere, cum ziceam noi atunci. Și asta rămâne o problemă. Oricâte camere îi pune acolo, totuși cel care merge de la Târgu Jiu la Motru sau Rovinar sau Turceni, parcurge o distanță în care ajunge acolo destul de obosit și trebuie să fie și foarte atent. Și are și o responsabilitate chiar mai mare decât a evaluatorilor, că evaluatorii sunt într-o sală, supraveghează de camere, nu se mai mișcă prin lucrări, nu se mai face niciun fel de, sau nu mai e nicio tentativă de a, să zicem, perturba corectitudinea examenului. Bun, cum spuneați, avem atâția informaticieni sau în orice caz specialiști în informatică care să facă scanarea în primul rând. Aici e foarte mult de muncă. Da, acestui volum imens de muncă. Sigur că da, ca să scanezi. Plus arhivare, plus toate celelalte care țin de suportul și de baza informatică, pentru că calculatoarele la licee, să zicem, ați avut cumva anumite licee, ați mai avut laboratoare de după anul 2010. 2010, dar în general și mai ales în școlile gimnaziale, pentru că ideea vor să o extindă inclusiv la școlile gimnaziale pe evaluare națională, sunt laboratoare sosite în anii 2005-2006. Da, sigur, știu când deci automat calculatoarele acelea nu mai fac față. Sunt uzate moral de mult, da. Așa este. E, și cu acestea încerci să faci examenul. Aici e problema, deci e vorba de investiție care a trebuit făcută în, da, în domeniu. E foarte, și resursa umană, așa cum spunea și dumneavoastră, trebuie foarte mulți informaticieni, după părerea mea. Pentru că fiecare profesor, poate să zicem că cei de matematică mai au experiență de lucrat așa și cu calculatorul, dar sunt și de română, de geografie, oameni care de filozofie, de istorie, care mai puțin folosesc sau utilizează calculatorul și atunci trebuie mereu să fie în preajma lor informaticianul, că atunci când nu mai vede să citească o pagină, să apară omul care să-i regleze acest lucru. Dar, dacă îmi permiteți, eu aș avea o idee care, nu știu dacă domnul ministru, am auzit ceva, dar ar fi foarte bună,
Mie mi s-a părut destul de bună organizarea concursului cu directorii pe calculator, pe încărcarea pe platforma documentelor, care și l-a pus fiecare om, fără să mai aibă legătură cu școala, cu ceva, deci pe propria răspundere și pe răspunderea comisiei care a evaluat acele lucruri care s-au încărcat pe platformă. Deci acest lucru, dacă ar fi posibil, să fie la gradațiile de merit, unde sunt destul de multe reclamații, sesizări, unele pe drept, și poate, multe nemulțumiri. Și multe nemulțumiri. Dar așa omul și încarcă, nu-l mai întreabă nici pe director să vadă dacă îi semnează sau nu un document, că e răspunderea lui dacă a făcut o activitate și este validată de cei care au acest rol, inspector general, inspector școlar, de la minister, e valabilă și nu mai are niciun fel de problemă. Așa apar, știu că apar fel de fel de discuții, nu am avut această situație niciodată, dar am mai auzit de lucruri care pot fi conflictuale între candidat și conducerea școlii sau între candidați, ori așa fiecare își pune acolo ce consideră, asta e părerea mea, deci nu știu. Nu, și e una bună, mai ales că se dorește, deci ministerul a anunțat cumva că va face ceva în această direcție. Să... Da, asta e părerea, cred că ar fi foarte bună. Comisia e formată din oameni competenți, ca și acum, când se evaluează dosarele alea foarte multe, foarte mari mai ales, sunt oameni aleși și competență, dar subiectivismul mai apare. Va apărea și la documentele încărcate pe platformă, dar dacă sunt, așa cum spuneam, validate de cei care au această sarcină, nu vor fi probleme. Bun, dacă tot am venit și cu soluții, să spunem, pentru cele, ce facem cu manualele? Ce facem sau cum era cu problema manualelor, să zicem, când ați intrat dumneavoastră ca tânăr profesor, acum 42 de ani. De ce vă spun acest lucru? Iată, suntem, deși domnul ministru ne-a anunțat că totuși manualele de a 5-a vor fi pe bănci în 11 septembrie, dacă n-au fost nici alese la acest moment, mă îndoiesc că se va putea face. Cred că și revenit. În afară de manualele de sport, care deși au fost alese, nu avem altele, dar asta e. Dar ce vreau să vă spun? Cum era atunci? Cum se putea ajunge? Că manuale existau și erau alte domnul situații. Direct, întrebarea dumneavoastră este așa pe sufletul meu și creează o stare de emoție puternică, pentru că mi-aduc aminte în epoca de acum, deci nu 50 de ani când mi-ați dat dumneavoastră acum ca să comentez, chiar 60 de ani când eram în clasa 1 și m-am dus la școală, erau manuale noi în orice sătu sau orice comună. Deci eu nu mi-aduc aminte să fi avut o problemă în școala respectivă și nici în alte școli cu manualele. Ca o paranteză, cei care sunt acum în clasa 5-a, vor veni în toamnă în clasa 5-a, n-au avut manuale nici la într-a 1-a, nici în a 2-a, nici în a 3-a, nici da, a 4-a. Deci manualele au venit totdeauna în semestru 2 sau în orice caz în cursul semestrului 1. Da, deci problema manualelor s-a deteriorat în timp în loc să se rezolve și iar așa, nu ca o critică, dar pentru că ideea mi-a plăcut, dar n-a prea mers. Cu manualele alternative, că de aici provine toată problematica, mai ales în discuțiile cu editurile pe care le are ministerul, unele câștigă concursul de manuale, altele nu, sunt contestații care amână foarte mult editarea manualelor și așa se ajunge la lucruri foarte complicate. La fel a fost la gimnaziu, deci nu mi-aduc aminte nicio problemă, și la liceu. Deci erau gratuite și la liceu, cum s-a introdus de anul trecut, de la 9 până la 12, dar erau toate manuale. Nu mi-aduc aminte să-mi fi lipsit nici măcar manualul de agricultură, care îl făceam în clasa 9 la liceu. Deci erau toate. S-a deteriorat, repet, după această problematică a tipăririlor de editură, a concursului. Eu am participat acum, când s-a introdus concursul de manuale în clasa 9, acum nu știu câți ani de zile, după Revoluție, cu 2-3 colegi din județ de la noi la matematică și am câștigat cu o editură, un concurs la concurs, un manual de clasa 6 și unul de clasa 10-a, da, de clasa 10-a M2 pentru liceele tehnologice.
iar n-au fost probleme. Deci s-au ales, s-au tipărit. Știu că am alergat și noi ca autorii pe la editură de mai multe ori. Ia spuneți, câți bani ați câștigat din această întreprindere? Da, din nefericire, că nu se câștigă, nu știu acum ce ori mai fi și bine că s-a mânat, poate să face iar un concurs și a scrie și eu. Că mi-a trecut timpul cu problemele administrative ale școlii și n-am mai scris un manual. Că puteam să, adică mi-era drag să scriu. Ne-a plătit ceva în clasa, în primul an, editura, ne-a asigurat că va fi ca o rentă toată viața, că se va tipări manualul. Manualul apare și acum, la clasa 6 în speță, dar nu ne-a mai dat nimeni niciun 5 bani de atunci. Nu, era problema. Deci afacerea poate fi socotit doar pentru edituri, mai puțin pentru profesori. Este pentru editurile care câștigă și care tipăresc manualele și care au fost în curs până acum, a fost sigur un câștig, pentru că an de an s-au editat completarea aceea de manuale, mă rog, că s-au recuperat cele vechi. În sfârșit, dar oricum, pentru cei care au scris atunci, de atunci n-am mai avut nicio legătură cu editura, dar cu amânarea asta poate v-am spus, avem o șansă să scriem și noi ceva. Oricum sunt pentru clasa 6, 7, 8, vor fi în anii următori, anii că practic următor, suntem doar cu a 5-a. Dar e foarte rău așa că tocmai pentru clasa 5-a, de fapt și pentru clasa 1 și clasele de început, să nu aibă toate manualele este o problemă, că na, copilul are o serie, apar o serie de ghiduri care se difuzează prin școli, după cum am văzut acelea acum, și acelea se vor anula toate. Da, sunt deja anulate începând de astăzi. Așa de astăzi, da, auxiliarele astea. Și atunci, dar apropo, auxiliar, într-adevăr, manualele sunt vechi, undeva din 97 până prin 2000 s-au tipărit toate. Da. Ordinul pentru auxiliarele aprobate e din 2002. Da, deci da, chiar n-a mai evoluat învățământul nostru din 2002 până în 2017 deloc, dar a rămas cu același... Da. Sigur, s-au mai scris, au apărut și auxiliare noi și cu legeri noi de probleme. Eu vorbesc de matematică, unde fără astfel de auxiliar nu prea poți face mare lucru. Celebrele cu legeri, dar nu se poate. Cu legerile astea de probleme, mai ales în condițiile în care bacalaureatul la toate tipurile de licee, nu numai tehnologice, are o doză de... cum să spun, de ușurarea sarcinii copilului, în sensul că problemele nu mai sunt așa de dificile. Aici mă gândesc să mai scriu, așa că mi-a trecut perioada de regret, așa că s-a terminat școala, s-a terminat activitatea mea, aș vrea să mă ocup de un, și am în cap așa ideea unui manual pentru examen de bacalaureat, l-am zis eu și în două volume, unul pentru M1 și unul pentru M2, în care să grupez tipurile astea de exerciții care nu sunt grele, dar ca elevul să le aibă unele după altele de un tip, la fel subiectul 2 roman, subiectul 3 roman, pentru că dacă nu exersează sau dacă nu să-i prezint și o rezolvare simplă, că nu sunt grele, dar să vadă cum o rezolvi, nu acum cum sunt cu legile astea, dau la sfârșit răspunsurile sau indicațiile de trebuie să-și pună și copiii ochelari, nu mai vorbim de ceilalți, adică așa, rapid. Ele ar trebui să fie dezvoltate oarecum în cursul manualului, încât copilul să aibă acces la rezolvări pe care poate nu le intuiește și mulți nu le intuiesc. Mă gândesc că poate va mai crește și procentul de promovabilitate la bacalaureatul ăsta, care încă o dată spun și am avut și discuții contradictorii cu anumiți oameni, cu profesorii mai puțin. Examenul ăsta de bacalaureat este un examen accesibil, foarte accesibil. Numai că sunt situații... Bine, matematica e piatră de moară, la ritmul la care se merge s-ar putea să vedem, apropo de cum gândesc guvernanții în general, ce visează noaptea, aplică ziua, nu e spus la un moment dat să spunem, da, de azi nu mai facem bacalaureat de anul acesta sau nu mai băgăm matematica, că ea face cei mai mulți, din păcate, cei mai mulți care nu trec acest examen, se întâmplă la matematică și asta nu neapărat și clar nu din vina profesorilor, ci a generației în general și am văzut că mai e o problemă nu numai la noi în România, în toată Europa și în țările dezvoltate, au o problemă cu matematica, pentru că nu mai gândesc logic. Sunt generații care preia totul facil și nu mai iau procesele acelea, achizițiile să le faci cu efort. Da, cu efort și cu logica internă a fiecărui elev. Da, e o problemă, zic eu, matematica, poate din punctul ăsta de vedere.
Pe de altă parte, este și o concepție care ar trebui spulberată cumva, poate odată la o reușită a unui examen de bacalaureat 100% și la matematică, să prindă încredere și candidații. Pentru că e o moștenire, asta a fost întotdeauna, dar nu se compară ceea ce era odată matematica ca problematică cu ceea ce este acum la bacalaureat. Ca să scoți nota minimă de promovare a examenului la matematică, n-ar fi o problemă, pentru că sunt multe lucruri care sunt aduse la zi, să zicem, din clasele mai mici. Și am constatat eu, care totuși mă pot mândri și lăuda dacă îmi dați voie, că am avut rezultate extrem de bune la bacalaureat. În toți anii cât am fost profesor, n-am avut niciodată eșecuri care să-mi dea dureri de cap. Poate unul, doi elevi care i-am trecut până la urmă, că mă rog, dacă tot i-am dus până într-a 12-a, dar în rest au promovat toți elevii mei. Și nu, cum să spun, n-am constatat probleme dificile decât, sau în special, la problemele din subiectul 1 roman, care mă și amuză, dar mă și, hai să nu zic enervat, că nu trebuie să te enervezi ca profesor, dar mă dezamăgesc puțin, care revin cu subiecte din clasa 9-10 sau din clasele mai mici și pentru care elevii nu mai iau tangență cu ele. Aici cred că ar putea să se lucreze pe un astfel de manual foarte bine, cu exemple multe, cu toate subiectele care au fost prinse în examen de bacalaureat sau care le intuiești ca dascăl, încât copilul să prindă încredere că vede un exercițiu rezolvat, îl face și el pe cel de-a doilea și așa mai departe. Acum ni să ajungem în situația în care s-a ajuns totuși să nu poți aplica teorema lui Pitagora într-un dreapt, că ți-e de râsul lumii, dacă, sau noaptea minții, cum se folosesc expresia acum, mi se pare dureros pentru, sau perimetrul unei suprafețe, mă rog, lucru care le învățam pe clasele mai mici. Dacă s-ar fi introdus mai multe noțiuni, cred că era și mai mare dezastru așa. Bun, apropo de ce, să zicem, acum câteva decenii, matematica nu era o piatră de moară. Ba din contră, matematica stătea la, că nu puteai să te duci, practic nu te puteai mișca fără matematică pe multe domenii, da. Și se mergea, se făcea. Cum se putea atunci și nu se mai poate acum? Deci prima explicație și pe care o intuiește toată lumea este, și care, mă rog, nici nu poți interveni brutal, este faptul că numărul de licee și de clase de licee este mare. Și la acest număr mare se alătură concepția unora dintre părinți care, deși știu foarte bine că copilul nu poate să facă față, că îl știu de la învățământul gimnazial, că doar nu s-a transformat dintr-o dată gimnaziu în învățământ superior. Dar din dorința de a face liceu, pentru că au locul și pot să intre oricum și oriunde aproape, atunci apar în școli copii care n-au aplicare către matematică, nici către limba română, mai vorbim, unde e chiar și mai mare durerea dacă acolo întâmpină probleme cu scrisul, cu cititul, și au apărut aceste situații. Plus că, spre dezamăgirea totală a mea, văd foarte bine când se afișează rezultatele la bacalaureat și le-am văzut și direct acolo în fața liceului unde am fost în comisii, fac copiii ăștia mai mult haz și n-a zice haz de necaz. Că atunci dacă ar fi și puțin necaz ca picat, ar fi poate un imbol pentru sesiunea următoare. Dar unii iau, hai să zic într-un cuvânt așa mai la îndemână, în bășcălie și rezultatul care l-a obținut și însuși și examenul de bacalaureat. Deci lipsa asta de... Sunt și copii care vezi că plâng acolo că n-au reușit, dar și foarte mulți care... Adică n-aș dori așa să văd prea multe situații pe care le-am văzut la fața locului, cum spuneam. Deci, problema este cu această dezvoltare a liceelor, care a atras și foarte mulți profesori încadrați în aceste școli și ca să intervii, și asta nu s-a intervenit nici măcar pe vremea dinainte de epoca post-revoluționară, brutală la desfințarea lor, sau nu se poate, pentru că oamenii sunt... Oameni trebuie să trăiască, unii s-au pregătit și sunt profesori foarte buni în multe din astfel de licee, care într-un context de măsuri dure cu liceul respectiv, rămân poate pe din afară și nu e vina lor până la urmă. Bine, aici totuși trebuie pus, sunt licee care au cât un
din greșeală un absolvent, da, sau maxim doi. Unele s-au cronicizat chiar aici la nivel de Târgu Jiu, adică an de an e aceeași problemă. Bun, un an e o generație slabă, doi ani la fel, dar din momentul când ai două, trei generații, deja e o problemă. Pe de altă parte, și în momentul când intră, că ne uităm cum își completează, da, sigur, clasele, exact, acum, exact, s-a completat clasa, adică a intrat la liceu cu aproape doi. Deci, da, deci deja nu, este, deja este o problemă. Deja omul ăsta n-ai cum, adică oricât ai avea, numai să fii magician. Da, dar așa ținem artificial niște catedre, niște licee care până la urmă... Dar trebuie căutată întâi o soluție cu cei care sunt angajați. Acum vă dați seama dacă s-ar desfința atâtea licee care au foarte puțini promovați la examen de bacalaureat, ce șomaj ar fi în rândul cadrelor didactice. Și repet, uneori să și merită, asta nu se mai supără nimeni pe mine, să mai fie, dar sunt și profesori foarte buni care predau în astfel de școli și n-aș arunca toată, sau n-aș arunca deloc vina asupra lor. A, nu, de parte de mine... Și ce s-ar întâmpla cu ei? Dar administrativ, cred că sunt niște probleme și unele dintre ele se cer corectate până la un anumit moment. Dar nu ține neapărat numai de școala respectivă sau de un inspectorat școlar, ci de multe ori ține de minister, pentru că avem nenorocita asta de lege sau de sistem, metodologia de admitere, care ne trimite în continuare copil, da, care a picat ăsta să poată să meargă la liceu și de să fie sub 5. Fiind sub 5, e foarte greu să-l faci să treacă de 6 după anii de liceu. Da, e aici o idee cu discriminarea aceasta, care nu cred că ar fi cazul să se explice ca atare această situație de care vorbiți dumneavoastră, pentru că admiterea în licee a fost pe toate, în toate etapele de dezvoltare a învățământului și n-au fost probleme, deci mă rog, poți să intre și cu 5 sau 4, să zicem, dar intre printr-un examen foarte. Ori așa, dacă îl duci cu 4 sau cu 3 sau cu 2, cum spuneați dumneavoastră, fără niciun fel de efort din partea candidatului, ăla nu poți să faci mare lucru cu el. Deci asta ar fi o problemă. Problema cealaltă este a școlilor profesionale care prind foarte greu. Părerea mea că prind foarte greu este, odată, pe de o parte, concepția părinților și a elevilor de a ajunge în licee neapărat, pe de altă parte, dezvoltarea economică. Nu prea poți să vorbești de un învățământ dual, un învățământ realizat de parteneri economici, că nu prea sunt, nu prea au așa posibilități. Bun, dar acolo unde sunt și avem o situație de acest gen... Bun, acolo unde sunt au mai fost, s-au făcut... Nu s-au completat clasele. Deci avem situația de la colegiul Harry Coandă, unde clase de dual, adică elevii respectivi vor lua de la stat suma de 200 plus de la A, da, plus se asigură, da, și cazarea și masa la liceul respectiv de către o firmă și o dăm Artego, nu reușesc să-și completeze locurile. Mi se pare totuși... Deci, practic, copilul ăla ia un salariu de 5 milioane, atât cât este, și are și celelalte suportate numai ca să vină la școală. Și cu toate acestea nu se înscrie. Se duce la liceu. Da, se duce la un liceu și... la cucuieții din deal sau din vale, cum avem noi și ăstea, și apoi o să ia ca la, din greșeală, după contestații, să ia un copil ca la Turburea, cred. Am dat câteva localități, nu de cam ceva cu cei de acolo sau ceva, ci pur și simplu să vedem că vorbim de lucruri concrete, adică se întâmplă aceste lucruri în învățământul gorjean și ele trebuie și spuse și făcute. Dar, întorcându-ne în istorie, să lăsăm, că știți cum e, istoria e mai frumoasă și păi, nu, sigur, și nu ne strânește nici dușmani atât de mulți. Da. Au fost și înainte de 1989, funcționau clase de liceu, adică mă refer la clasele a 9-a și a 10-a, majoritatea localităților. Da. Și nu erau probleme. Da, da. Și nu erau probleme deosebite. Nu știu ce să zic, deci pentru că toți zicem și noi aici, în emisiune, că trebuie, ăsta e un cuvânt pe care nu l-am înghițit nici înainte de 89, pentru că era tot foarte des folosit chiar de la vârful conducerii. Trebuie ăsta nu a venit niciodată cu niște idei concrete, niște soluții concrete. Noi, la nivelul învățământului, la nivelul de jos al organizării sistemului de învățământ, nu putem să schimbăm absolut deloc sau nimic din organizarea lui.
sunt și trăiesc foarte bine mulți specialiști și orezec încă specialiști în minister care ar trebui să aibă în vedere această situație și cred eu, domnul director, că mulți dintre ei și nu numai de la ministerul nostru s-au plimbat, să zic între ghilimele, destul de mult în străinătate și au văzut în sisteme de învățământ. Unele dintre ele foarte bune, care merg și rezolvă situațiile astea. Adică să-l ții 12 ani în liceu și să nu ia examen de bacalaureat, e aproape ca și când l-ai exterminat fizic după ce ai terminat adesea, că n-are niciun rost. Acum zic că ferice de școlile unde se promovează foarte bine examenul de bacalaureat, dar și asta și datorită specializărilor care sunt în acele licee, zic eu, unde vin și candidați, dacă intră peste, cu media peste 7 sau 8, vă dați seama că cu ei se poate lucra. Acolo ar fi păcat ca să ai insucces la examenul de bacalaureat. În rest, situația rămâne deocamdată tot așa. Nu știu și mi-aduc foarte bine aminte atunci când erau școlile de arte și meserii care înlocuiau oarecum așa zise de școli profesionale, în care se veneau cu mediile acestea mai mici, unele și mai mari. Aveam la economic 2-3 clase de astfel de profesionale, de școli de arte și meserii și copii foarte buni. Foarte mulți dintre ei au făcut liceul și facultățile, alții au servici și au găsit locuri de muncă excelente. Păcat că s-a intervenit atunci în această rotiță care se învârtea foarte bine, iar acum e greu să reiei ceva să devină iar tradițional. E foarte greu. Și repet și mențin părerea, până când nu vom avea o dezvoltare economică în care să solicite și să fie o muncă cam cum trebuie să fie ea, nu neapărat brută, mai durează. Și atunci tot așa vom rezolva problemele străinilor, pentru că mulți dintre ei, chiar dacă nu iau bacalaureatul, pleacă în afară, indiferent ce muncă acolo. E interesant că acolo fac orice fel de muncă. Aici la noi nu prea merge. Nu știu care e situația, nu mi-o pot explica. Unii îndură situații foarte crunte în afară, situații incerte privind siguranța lor și nu știu câștigul dacă îi mulțumește pentru această situație de distanță mare față de familie, față de cei apropiați. Da, am primit și câteva mesaje, unul dintre ele spune așa: îl felicit pe domnul Ciungu pentru întreaga carieră didactică și cred că persoane de acest gen nu ar trebui să părăsească niciodată catedra. Așa este, dar îi mulțumesc foarte mult pentru apreciere, dar a fost și o situație odată că a fost suficient de mult în fruntea unei școli. Generațiile tinere trebuie să treacă prin astfel de experiențe prin care am trecut eu. Am mai avut și o stare de sănătate destul de precară la sfârșitul, spre sfârșitul anului școlar, care m-a și determinat total să renunț la a continua. Și am mai fost și situații că am avut în vedere în toți anii cât am fost director să nu am situații de restrângere de activitate la colegii mei, astfel încât eu ca director am avut un număr mic de ore și nu le-am influențat încadrarea, dar iar ca acum la terminare să se constate că în afară de ei nu mai putea să mai fie alte ore. Și atunci sigur că nu puteai să dai continuitate la un cadru didactic care era la vârsta de pensionare în defavoarea unui alt profesor. Asta dacă se făcea, să zicem, restrângere de activitate de-a lungul timpului, dar nu cred că era o soluție morală și eu sunt mulțumit că oamenii, colegii mei, majoritate tineri la matematică, au rămas în continuare profesori la școală. Un alt mesaj spune așa: se aude că începutul noului an școlar se va face cu o grevă. Cum comentați, mai ales prin prisma celor 50 de ani de carieră didactică, vă să mă întreabă cineva. Da, acum am văzut și anunțul ăsta că se încearcă o grevă fără să știu prea bine obiectivele care stau în fața celor care vor protesta. Păi salarizarea cadrelor didactice gradul 1 mai mic, deci au salarii mai mici decât șoferul de la primărie, să zicem. Bun. Unul dintre emoții. Așa, aici s-a, nu știu dacă apropo s-a greșit, de legea salarizării, da, care spunea că face lucrurile... Da, era vorba să și mărească de la 1 da. Iulie, pare mi se, sau da, au amânat perioada. Asta e o situație, dar nu o să o îndrepte acum, aia nu se poate îndrepta. Cred că
singura grevă și colegii care mă cunosc și care au fost în aceeași situație a fost când era, mi se pare, Marga, ministrul învățământului, care a și durat mai mult, dar grevă, da. În care, într-adevăr, până la sfârșit s-au obținut rezultate mai bune la salarizare și cu care, de fapt, am mers până acum. Deci, datorită încadrării de atunci salariale, am mers până târziu. Acum nu mai știu. Știu foarte bine că s-au mai încercat, nu s-au reușit foarte multe proteste și eu vreau să vă spun tot așa cum, nu cu amărăciune, că nu mai e treaba mea, dar s-au organizat proteste, s-au organizat meeting-uri la București și din multe școli au mers, ba laborantul, ba secretara, ba câțiva oameni de... Că i-am văzut și la televizor. Care aveau și unii dintre ei având copii în București sau mergeau într-o vizită. Da. Ora asemenea lucru, sigur că dă de gândit celor care ne guvernează că nu are succes. Și n-avea, pentru că apăreau în fața televizoarelor oameni care n-aveau legătură, să zicem, cu predarea efectivă, cu munca la catedră. Deci sunt multe lucruri care se pot rezolva sau nu printr-un meeting, printr-un protest, dar au fost anunțate aproape în ultimii ani, aproape în fiecare început de an școlar, înaintea fiecărui examen de bacalaureat, că vor fi și se vor face și nu se vor ține și până la urmă am mers mai departe. Eu nu sunt împotriva solicitării drepturilor oamenilor, pentru că merită, unii dintre ei merită să fie bine plătiți, pentru că, într-adevăr, se străduiesc și lucrează. Mai sunt și situații de cealaltă natură, nu e treaba mea să le mai spun acum, trebuia să le fi spus când puteam să intervin, dar sunt și situații și poate cei care ne critică din afara sistemului mai au și dreptate uneori. Cineva zice așa, domnule Ciungu, dumneavoastră a spus de multe ori lucrurile pe nume. Mă bucur că ați făcut-o și acum legat de digitalizarea din școli. Da, nu sunt calculatoare. Nici la dumneavoastră de la economii nu sunt suficiente pentru ce vrea ministru. Păi sunt, că știu că la examen de bacalaureat mai... Da, are dreptate. Înseamnă că ori a fost elev, ori a fost părinte. Nu spune cine. Sau poate chiar vreun coleg care știe că o parte dintre elevii dădeau probele de TIC în altă școală, că n-avea suficiente pentru perioada în care trebuia să se termine acest examen. Da. Acum suntem cumva, discutăm pe marginea problemei, însă trebuie să luăm în discuție aceste lucruri și dintr-un alt motiv. Toată lumea s-a învățat și toată lumea se pricepe la fotbal, la învățământ, sunt câteva teme, da, politică, toată lumea se pricepe. Din păcate, asta ne-a dus într-o direcție, aș putea spune eu, greșită, pentru că am eliminat experiențele bune la nivelul anului 1989 și am luat-o în această tranziție de circa 27 de ani, care nu ne-a dus neapărat, iată, rezultatele nu sunt dintre cele mai bune. Și aici aș vrea să vă întreb un alt lucru, și anume faptul că s-a spus foarte mult că nu sunt bani în educație. Prin revista Școala Gorjan, prin chiar de la această emisiune, am demonstrat în ultimii ani că totuși au fost investiții masive în învățământ, neurmate și de rezultate. Aici ar trebui rezolvat sau cumva să găsim care este cuiul lui Pepelea până la urmă. Ce s-a întâmplat? De ce nu reușim să ne întoarcem la performanțele învățământului românesc dinainte de 1989, să nu ne mai ducem la cel din perioada interbelică, când da. Școala românească, la un anumit nivel, era reprezentativă pentru Europa. Da, un aspect este cel care l-am mai spus aici la dumneavoastră astăzi, seară, cel al numărului mare de licee, pentru că înainte nu erau atâtea licee și nu... Se concentra, sigur, într-un număr mult mai mic de licee, mult, mult mai mic. S-au apărut foarte multe licee, nu după 89 neapărat, dar s-au dezvoltat după 89 ca număr de clase și în multe alte locuri. În al doilea rând, cred că, ar trebui oarecum noi cei care lucrăm în învățământ sau lucrăm în învățământ, să avem
o doză de personalitate mai mare. Și oricum o spun fără teama de a fi luat la întrebări de cineva, după 89 în special, Ministerele Învățământului, cu ministrii lor din toate perioadele, rezolvau aproape toate cerințele elevilor, indiferent de ce natură erau ele, ca și când aveau o teamă de elevi și de părinții elevilor și mai puțină teamă sau mai puțină înțelegere față de profesorilor. Știu foarte bine că au fost și greve ale elevilor, ale părinților în fața ministerului, că nu luau bacalaureatul, că trebuia să mai dea o dată, mă rog, lucruri de genul ăsta, care mie nu mi-au plăcut niciodată, pentru că un minister are ca resursă umană profesorul, dascălul. Pe el îl ia la întrebări dacă nu merge o anumită situație, iar el poate să răspundă demn și corect care e situația care se întâmplă în școala respectivă. Ori ne cam învârtim așa după dege și tocmai datorită situației că suntem mulți în școli și care nu ne teamă și nouă acum să nu rămânem pe din afară când locurile de muncă și mai ales pentru cei care lucrează în învățământ de mai mulți ani de zile sunt aproape inaccesibile, nu există și sunt care sunt inaccesibile. Nu poți să trimiți un profesor cu 20 de ani de vechime să angajeze infirmieră sau asistent medical la spital unde poate mai găsește locuri sau în alte domenii. Deci e un pic dificilă revenirea, să zicem, la situația respectivă. Dar poate că n-ar fi rea ideea pe care ați expus-o dumneavoastră acum și care am trăit-o cu toții, aceea încât să fie, dacă tot este că era odată problema cu învățământul obligatoriu de 9-10 clase, să rămână la liceu unde se face acum, că și aici au fost discuții destul de multe. Mi-aduc aminte că și eu am propus doamnei foste ministru Andronescu, când a fost o dată la Târgu Jiu, să lase clasele astea la liceu, sunt condiții suficient de bune ca să-și desfășoare activitatea, să introducă examenul de trecere de la clasa 10-a spre finalul liceului. Și poate că atunci, în clasa 9-a și a 10-a, copiii își vor da seama că nu vor ajunge la examenul de bacalaureat oricum. Da, iată și o altă idee. Da, deci asta ar fi foarte bună, pentru că tot avem în lege că învățământul e de 10 ani, obligatoriu, am mai introdus clasa aia 0 cu copii de la 6 ani, pentru că puteam să mergem 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, iar de la 10-a susțineam examenul pe un număr mai mic de locuri, nu exagerat de mic, ca să nu să oprești pe copii din mersul lor, dar oricum să fie un examen care să se vadă că pentru ajunge să termin liceul trebuie puțină carte. Pentru ultimile minute ale emisiunii, aș vrea să tragem și puțin sau ce gânduri vă încearcă la momentul, privind în urmă cei 40 și ceva de ani, și 50 de ani, în care ați fost legat de învățământ foarte direct și vă dorim să fiți și în continuare. Cu siguranță nu veți părăsi această specializare de viață. Deci, ca o concluzie asupra acestei lungi perioade de timp petrecută la catedră sau în birou directorului, pot să doresc celor care vin în urma noastră, pentru că nu sunt numai eu care am părăsit acum sistem, sunt destule cadre didactice, directori, profesori, învățători, cei care vin să aibă dorința ca pe primul loc să fie școala, să coordoneze colectivele respective încât să aibă aceeași țintă, pentru că dacă nu au toți dorința de a face ca școală să fie școală cu adevărat, nu se poate face mare lucru. Și mai ales îmi doresc pentru liceul economic să mai obțină și a patra oară titlul de școală europeană. Asta așa că mi-a venit acum în cap că am avut ocazia chiar cu domnul ministru actual să primesc o dată titlul de școală europeană. Și mi-aș dori să fie în continuare completate acolo locurile cu alte proiecte, în acest sens, câștigate de liceu economic. Și, dacă îmi permiteți, vreau să-i salut pe toți colegii care au rămas în activitate, pe conducătoarele liceului economic să aibă spiritul de
nu știu cum era să zic, și de gașcă, nu, spiritul, să aibă spiritul acesta de a lucra colegial, cu majoritatea, colegial, colegial, da, de a lucra cu toate cadrele didactice, pentru că reacționează foarte bine la astfel de stimul, toți știu asta din experiență, n-am avut probleme cu nimeni pe acolo, am mai avut eu așa câteva, dar nu e, a fost chiar din cauza mea, și să ajungă toți, așa cum le-am spus și când m-au felicitat cu ocazia ieșirii la pensie, le doresc celor care conduc școala să iese la pensie sau să plece din conducere la saturație, ca și mine, iar colegilor mei să fie sănătoși și să pregătească tot așa de bine elevii. Noi vă dorim multă sănătate, putere de muncă în ce v-ați propus și cu siguranță ne mai întâlnim și la ENSA TV. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană, domnul Petre Ciungu alături de noi. Mulțumim pentru atenție, la revedere!